Sălăjenii au șansa de a obține un loc de muncă în sectorul agricol din Danemarca prin bursele oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru perioada de toamnă. Angajatorii danezi, în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, pun la dispoziție 200 de locuri de muncă, iar bursa de selecție se va organiza în data de 10 martie. Doritorii vor fi intervievați chiar de către angajatori sau consilieri EURES danezi care vor veni în România expre pentru această acțiune. Persoanele cu vârsta peste 18 ani, cu potențial și disponibilitate pentru muncă fizică grea, pot să se orienteze pentru joburi cum ar fi recoltarea căpșunilor, mazării, zmeurii, cepei, dovlecilor, a altor fructe și legume, dar și posturi de șofer la fermele respective, dacă doresc să aplice pentru o astfel de bursă. Perioadele de lucru sunt începând cu luna mai până la sfârșitul lunii octombrie, în recoltarea căpșunilor, recoltarea mazării, recoltarea dovlecilor, cepei, recoltarea zmeurilor și căpșunilor. Cerințe generale, vârsta minimă 18 ani și cunoștință de limba engleză la nivel mediu. Doritorii se pot prezenta la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj cu carte de identitate, original și copie, și pentru testul de limba engleză. Dacă vor fi aleși, se vor înscrie online, urmând ca apoi angajatorul să-i selecteze pentru participarea la bursă.